Bine, suntem aici, nu știu ce se zic, Verudela, ceva plaza. Ei, suntem într-un resort de 4-5 stele, de 100 stele. Și am cu fetița că tot urlă, dacă am ținut-o. Dacă am ținut-o, sunt în fund. Și uite, ce vedere frumos avem de aici. Aici e restaurantul la care mâncăm. Super drăguț aici. Și merge cu Petra că la masă nu are răbdare. Ne-am luat o pizza la vine și a luat niște paste, parcă. La mega restaurant cu mega review-uri. Și da. Ultima zi aici. Uite, aici simt noi la masă undeva. Pe aici. Se vede, e mișcă cu... E și cu Andreea, e acolo. Da, fetiță, nu ai răbdare. Uite la cameră. E prea soare? Așa mai bine? Zi salut! Și... da, nu știu, e drăguț, e foarte frumos aici. Trebuia să fie mai vreme, să-i mai plimbăm, să stăm la... la poveste, uite ce bănci frumoase. Nu că Petra sta liniștită, dar am fi putut să ne plimbăm pe aici. Uite, este rău și cărucioare. Nici nu-s multe scări. Mergem, e ultima zi de concediu, mai dimineața trebuie să plecăm. Și de concediu, mă rog, de Croația. Și ne mergem acum spre Grecia, prin Serbia și peste tot. Și da, nu mai vine marea încă o săptămână, săracii noi. Uite, vederea. Da, nu știu, cu piscinile astea nu aici sunt noi. Nu cred că am zis-o atât de bine. O lună aici, ar fi și culmea. Da, fetiță, nu mai răbdare de nimic. Te mut în cealaltă mână. Haide. Ca toți băiețile vom da câte un săt. Doamna. Bine, și mergem înapoi la... la masa noastră. Tera noastră. V-am lăsat. Pa, 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 pa,